Am revenit în studioul emisiunii de astăzi alături de invitatele noastre, doamna profesor Liliana Romaniuc, manager la școala Seven Hills, și doamna profesor Ruxandra Bucevski, manager la Twinkle Star. Revenim și la discuția noastră anterioară despre calitate și investiții. Care au fost investițiile necesare la Twinkle Star pentru a porni și ulterior pentru a vă extinde? Evident, pentru a porni am avut nevoie la început de o bază materială care a fost pentru profesori, instruirea profesorilor a fost de asemenea extraordinar de importantă, nu numai o instruire din cărți, o instruire teoretică, ci și una practică. Profesorii noștri au mers efectiv la traininguri unde au fost învățați să practice și să predea aceste lucruri, astfel încât cursanții noștri să aibă ulterior rezultate favorabile când susțin un examen Cambridge. Evident că nu este suficient. Toate aceste cursuri se desfășoară într-un sediu care trebuie să respecte anumite norme, evident și de siguranță. Bineînțeles că au fost făcute investiții și în această direcție. Și personalul nedidactic merge în prezent la traininguri pentru a-și îmbunătăți atitudinea față de clienți, dar s-au făcut și foarte multe investiții în motivarea copiilor. Adică trebuie să avem și cu ce îi recompensa pe ei. Efectiv, acți build-uri, o bombonică, exact. Da. Ați spus că principala investiție în acest domeniu este în resursele umane. Cum realizați selecția profesorilor care predau și cum se realizează, eu știu, eventuala excludere din sistem în cazurile mai nefericite sau acceptarea celor noi? Care sunt criteriile impuse? În ceea ce ne privește, avem proceduri foarte clare care trebuie respectate pentru că așa cere sistemul. Sistemul britanic funcționează pe baza procedurilor și nu există decât un singur fel de a face lucrurile. Nu le faci așa cum vrei și nu e permisă hibridizarea, să-i spun așa. Sunt două categorii de profesori. Pe de o parte avem profesorii nativi, pe care îi aducem din Anglia, și acolo lucrăm cu agenții de recrutare și nu este ușor deloc. Dar am preferat, și este și foarte scump, costisitor, dar am preferat să lucrăm cu agenții de recrutare pentru că primul lucru de care ai nevoie sau de care are nevoie un profesor când l-ai adus în școală este să aibă un trecut juridic impecabil. Și acest lucru îl verifică agenția respectivă. Există și posibilitatea ca acest trecut juridic să nu fie impecabil? Da, dacă a avut o reclamație cu privire la ceea ce înseamnă, de exemplu, o relație cu copiii, știți, teama aceasta de pedofilie și de agresiune asupra copiilor, da, nu este acceptat. Deci, din punctul acesta de vedere, regulile sunt incredibil de stricte. De altfel, în școală, o persoană are titlul de, hai să spunem, officer, da, care răspunde de securitatea copiilor și de siguranța lor în școală. Deci este primul lucru și a trebuit să luăm, și eu ca director de școală, a trebuit să iau mai întâi cursul acesta, să mă certific și abia după aceea să pot fi acceptată ca director. Dincolo de toate, știu eu, studiile pe care eu le am în domeniul educațional. Deci fără asta nu poți trece mai departe, fără acesta. Deci, pe de o parte avem profesorii nativi. Pe de altă parte, sunt profesorii români care trebuie să aibă examenul Cambridge luat, examenul de limbă, pentru că trebuie să facem o distinție. Examenul lingvistic de Cambridge este una și înseamnă examen la limba engleză, dar ca să te certifici ca profesor Cambridge după aceea la fiecare disciplină este un alt proces lung și extrem de dificil. Profesorii noștri sunt în acest proces deja implicați. Dar trebuie să aibă examenul Cambridge lingvistic luat, pentru că predarea, repet, se face în limba engleză. Apoi, referințe, da? Și după primul interviu, trebuie să susțină activitate, deci studiile corespunzătoare, primul interviu, activitate la clasă, primește un text, un material de citit, pe marginea căruia are loc un al doilea interviu și încercăm să vedem în ce paradigmă educațională se încadrează, dacă
este compatibil sau nu este compatibil cu noi, după care urmează un interviu final și respectiv angajarea, care este mai întâi pe un an și apoi pe o perioadă mai lungă. Da. Ca să vă răspund și la cea de-a doua întrebare, în legătură cu plecarea din școală, nu am avut încă situații în care cineva să fie nevoit să plece pentru că nu a făcut față sau pentru că, bine, suntem și la început, repet, și aici există o întreagă procedură, încercăm să vedem exact nu atât de mult ce s-a întâmplat, ci de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat și dacă mergem la cauze și dacă putem rezolva problema. Abordarea noastră este una de recuperare a persoanei și de ajutor, da? Pentru că este o investiție pe care o facem pe parcursul unui an într-o persoană. Da. Spre deosebire poate de dumneavoastră, în momentul în care ești școală Cambridge, ai acces la toate resursele de la Cambridge, pe tot ceea ce înseamnă fiecare disciplină, programe, planuri de lecție, dezvoltare profesională. Desigur că toate acestea, acreditarea în sine costă foarte mult și este o taxă pe care o plătim anual pentru lucrul acesta, dar asta ne formează profesorii. Dincolo, să spunem, de tot ceea ce înseamnă formarea face-to-face pe care încercăm să o facem cu profesori pe care îi aducem din Marea Britanie. Așadar, dacă nu este ceva grav, dacă este ceva accidental sau ceva care poate fi rezolvat, încercăm să recuperăm și să rezolvăm. În caz contrar, sigur, se parcurg toate procedurile și se respectă legislația statului român, pentru că nu putem ieși din spațiul legislativ al statului. Cu preaviz, cu tot. N-am avut încă o astfel de experiență, deci nu vă pot spune și nici nu-mi doresc, vă mărturisesc. Da. Normal, nimeni nu-și dorește. Da. La dumneavoastră s-a întâmplat ceva de genul acesta? Din păcate am avut și o astfel de experiență. În primul rând să vă povestesc despre etapele angajării la noi. Există proba CV-urilor, cine trece de CV vine la noi să dea un test lingvistic în cazul în care nu are un certificat internațional care să-i ateste aceste abilități, după care urmează asistența la minim 2 ore. Doar unii profesori de la noi din centru au acest drept de a primi alți profesori în asistență. Urmează o probă practică și cine trece această probă practică urmează discuția financiară și ofertarea persoanei respective. Persoana respectivă este în probă de obicei pentru un an școlar. Se urmăresc, mai ales primul an, trebuie trimise planurile de lecție foarte riguros și foarte amănunțite, care sunt corectate iarăși de alți profesori cu experiență și profesorii noi practic sunt ajutați să fie integrați în acest sistem. Din nefericire am avut și un caz care nu s-a pliat cerințe. Exact pe ceea ce puteam noi face, s-a încercat cu disperare recuperarea acesteia. Însă, din păcate, persoana nu a depus niciun efort și a trebuit să renunțăm la ea. Mai mult, era o persoană nativă. Dar deci pierderea este și mai mare. Da, ne-a părut foarte rău. A durat 3 luni să angajăm acea persoană și 4 luni să ne dispensăm de ea. Da. Acum, cu profesorii nativi există, să știți, nu e foarte simplu. Exact. Pentru că ei vin, chiar dacă vin printr-o agenție, dar nu ai nici o modalitate în a-i constrânge să-ți rămână, de exemplu, tot anul școlar. Da? Deci nu ai aceasta. Dacă el la un moment dat vrea să plece, pleacă, pentru că îl angajezi după contractul de muncă, individual de muncă românesc. Da. Și acolo, deci, nu ai ce să faci. Doar cu o clauză, cu nu știu ce, și îi închiriezi apartament, îi dai tot felul, pachetul salarial și la un moment dat îți pleacă. Ca să nu mai spun că plătești agenții de recrutare o sumă care nu este mică deloc. Dar nu ai de ales. Da. Zilele trecute discutam cu cineva de la British School of Bucharest și îmi povestea de situații similare prin care au trecut și ei. Bine, în sistemul acesta, pentru că există câteva școli de genul acesta în țară, mai comunicăm și încercăm să evităm. Ne informăm reciproc pentru a evita din greșelile sau știu eu din experiențele mai puțin plăcute prin care unii au trecut. Și asta era o problemă pe care am ridicat-o, pentru că și noi am trecut printr-o astfel de experiență. Un profesor pe care l-am adus a stat 2 săptămâni și a plecat. Da.
Care ar fi avantajele? Să ne concentrăm totuși asupra avantajelor, nu asupra punctelor mai puțin pozitive. Care ar fi avantajele pe care le au copiii după ce parcurg un ciclu de pregătire la dumneavoastră? În ce ne privește, sunt mai multe. Primul pe care eu îl consider incredibil de important este că copiii aceștia cresc bilingvi, persoane bilingve, care nu doar vorbesc două limbi străine, ci și gândesc în două limbi străine. Da? Pe viață vor ști limba engleză, având în vedere, dacă fac doar ciclul primar, să spunem, da? Pe viață vor ști limba engleză pentru că intră pur și simplu în mintea lor și în tot ceea ce înseamnă pregătirea lor, dezvoltarea lor lingvistică. Al doilea lucru pe care îl consider foarte important este abordarea aceasta holistică despre care am spus, faptul că copilul se dezvoltă din toate punctele de vedere. Da? Și din punctul de vedere al talentelor și al creativității, și din punct de vedere academic și al inteligenței emoționale, deci în absolut toate punctele de vedere. Desigur, vreau să spun un lucru, nu suntem perfecți. Da? Încerc să spun avantajele și încerc să spun ceea ce facem, dar asta nu înseamnă că nu ne confruntăm cu situații mai puțin plăcute, și noi și copiii, pentru că asta este. Da, peste tot. Deci nu-mi place să spun, domnule, aici este curge lapte și miere, nu. Poate că ce este mai important și diferit față de alte școli este faptul că atunci când apare o problemă, încercăm să o rezolvăm și ne asumăm greșelile de fiecare dată, pentru că ar fi absurd să spun că nu e nimeni ca noi, pentru că nu e așa. Avem încă mult, 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 mult de crescut, da? Dar ceea ce facem cu copiii, facem cu foarte multă pasiune, cu foarte mult profesionalism și cu foarte multă responsabilitate. Deci, acesta este un alt aspect. Un alt aspect pe care, un alt beneficiu, să spunem așa, ține, dacă vreți, de siguranță, da? Acordăm foarte multă atenție siguranței copiilor în școală și a unei stări de bine. Da? Noi obișnuim să spunem că copiii noștri sunt foarte afectoși, te îmbrățișează, pentru că mai ales în perioada ciclului primar, copilul are nevoie de foarte multă afecțiune, de foarte multă, să-i transmiți foarte multă încredere, atunci se formează. Da? Da. Încă nu e suficient de șmecher încât să manipuleze și să știe. Are nevoie de adulții care să-l crească și adulții care să-i inspire încredere și foarte multă siguranță. Și nu în ultimul rând aș mai menționa un lucru, pe măsură ce copiii cresc, dacă ne gândim la finalitatea școlii, cele mai bune universități își aleg absolvenții din astfel de școli. Adică posibilitatea alegerii unei universități bune sau posibilitățile sunt mult mai multe prin comparație cu sistemul românesc, să spunem. Am înțeles. Cât durează un ciclu de pregătire la Twinkle Star? Este doar pe parcursul anului școlar, unui an școlar, sau se întinde pe o perioadă mai lungă? La noi, o persoană poate continua mai bine de 7-8 ani de zile, în condițiile în care vine de la un nivel începător. Dacă ne gândim că avem copilași care vin de la 3 ani, ei pot continua și pe o perioadă mai mare. Într-adevăr, dacă un copil vine la noi cu vârsta de 3 ani, până la 6 anișori aproximativ, va sta pe o programă doar de vocabular. Nu va merge neapărat pe scriere și pe citire. După această vârstă, după ce intră la școală, poate într-adevăr să aibă și aceste abilități și se pregătește pentru un examen Cambridge care implică inclusiv scriere și citire. Ei trec practic de la un nivel la altul, iar rezultatele se văd cu ochiul liber și părinții le văd și profesorii lor de la școală. Nu numai eu. Având în vedere că aveți foarte multă experiență, cum considerați că s-au schimbat copiii în ultimii 10 ani, de exemplu? Ce este diferit în comportament, în capacitatea de absorpție, în nivelul cunoștințelor care se predau la clase din ce în ce mai mici în acest moment, comparativ cu anii ceilalți din urmă? Eu nu știu dacă copiii s-au schimbat numai decât. Aș spune și da și nu. Poate că problema nu e la copii, problema cred că e la noi, că nu reușim să ținem pasul cu nevoile pe care generațiile acestea tinere le au, generațiile mai noi de copii, să spunem. Dintr-un anume punct de vedere, copiii nu s-au schimbat. Au la fel nevoie de foarte multă afecțiune, au nevoie de foarte multă atenție, au nevoie de
foarte multă încredere și au nevoie de modele. Pe de altă parte, având în vedere lumea în care trăim, o lume incredibil de tehnologizată, cum noi eram dependenți de pix, copilul acum este dependent cumva de telefon, de tabletă, de laptop și nu aș spune că este numai decât rău. Da. Ci doar faptul că toate aceste device-uri ar trebui să fie folosite pentru ceva. Pentru ceva ce îl formează pe copil și nu îl deformează. Am spus că sunt dependenți. Ei, aici este o problemă. Nu ar trebui să fie dependenți. Pentru că, și poate că aici nu este așa de mult problema copiilor, ci problema părinților. Sigur. Pentru că copilul, desigur, există studii care arată că ceva s-a întâmplat și cu creierul copiilor, că există o tendință către, sunt așa numiții digital nativi, da. Dar dincolo de asta, părintele este cel care îl trimite sau îi pune tableta în mână. Da. Și dacă îi opui pentru că tu nu ai timp să stai cu el, atunci nu e regulă, dacă o faci în mod permanent, constant, da? Sigur că deci, da. Deci aici cred că este o problemă, da, este o generație, avem de face cu generații pe care noi le numim digital nativi. Da. Ținând cont că deja am ajuns la finalul emisiunii, eu vă mulțumesc pentru participare. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenție. Ne revedem în fiecare miercuri de la ora 20. Nu uitați să ne scrieți pe adresa de e-mail investiminiaj@tvlife.ro și să vizitați pagina noastră de Facebook. Până săptămâna viitoare, la revedere!